Cu privire la Alfa și Omega, mă bucur să vă cunosc, mă bucur să vă urmăresc emisiunile, găsesc acolo întotdeauna resurse extraordinare, oamenii lui Dumnezeu care vin și vorbesc acolo din partea lui Dumnezeu și cred că faceți o diferență în lumea asta mass media din România, unde se propagă atât de ușor minciuni și dezinformare. Cred că este nevoie și de canalul prin care Dumnezeu să aducă lumina și adevărul lui care poate să schimbe viețile oamenilor. Și vă mulțumesc pentru jertfa pe care o faceți și pentru eforturile chiar financiare pe care le faceți ca să puteți să transmiteți și să aduceți acest cuvânt al lui Dumnezeu în casele oamenilor. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.